seara, stimați telespectatori! Bun găsit la emisiunea Panoramic, o emisiune săptămânală care își propune să treacă în revistă principalele evenimente, de fapt, cu ce rămânem ca știre, ca eveniment, cele care ne afectează viața. După cum știți, la ora aceasta s-a petrecut deja, avem un, un nou guvern care a depus tocmai jurământul, un guvern de tehnocrați extrem de controversat când nu s-a instalat, adică de la bâielile efective cu ministrul justiției și până la, până la nominalizări mai ciudate, am spune, nu sunt ăia specialiștii de care se, se spera că vom avea. Cred că unele cazuri, e guvernele de partid, că au fost PDL, PNL sau PSD au avut oferte mai bune, ceea ce înseamnă că tehnocrații nu sunt chiar așa de valoroși în unele cazuri. Iar cei care sunt nu prea sunt salarizați în România sau nu reprezintă România. Adică mi se pare o forțare și un risc foarte mare de cei, un risc al celor care și-au asumat să numească tehnocrați, adică salariați pe la Bruxelles sau, să spun eu așa, în unele companii multinaționale, îi pui să răspundă de România, când, practic, poate că ei au executat România într-un fel sau altul. N-am nicio treabă cu doamna de la finanțe, nici nu i-am reținut numele, nu e important până la urmă, dar domnia sa a fost într-o echipă și are o anumită viziune. Până la urmă ne-am trezit la justiție cu o doamnă care nu știu, în justiția din România toată, o să zicem, eticheta este uh, că a fost apropiată a lui Monica Macovei. Uh, nu mai vorbesc de prestația jenantă de aseară a fostei nominalizări, nu uh, gușet sau ceva de genul ăsta o chema pe, pe doamna, apropo, nume românesc neaua și dacă vă dați seama. Uh, nu știa nici cum o cheamă la momentul acela, probabil ar fi avut nevoie și de alte, și să știți că nu e vorba de emoții. Dacă ar fi numai de emoții, ar fi ok. Din păcate, mult, e suficiență, e aroganță, și începem să avem dubii asupra specialiștilor pe care îi promovează ONG-urile noastre. Gândiți-vă că doamna respectivă a făcut ani, mulți bani, și din a susține reforma în justiție, și știm cu toții ce justiție avem, în care cum să vă spun, un dăzar, cum, în fine. Cam asta e justiția din România, din nefericire. Speranța într-un guvern ok, un guvern tehnocrat, începe să se estompeze rapid, mai ales că vă spuneam, pe o, pe o parte e problemă de echipă, bâlbâielile sunt, mai ales că acest guvern se cam pregătea în laboratoare de ceva luni. E adevărat că nu trebuia să fie Ciolo și trebuia să fie Dâncu, că trebuia să aibă sprijin direct al PSD și acum al are doar a unei părți din PSD, dar asta e cu totul altceva, scenariile sunt și vom mai discuta pe seama asta. Cu siguranță însă, ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, faptul că doar o parte din PSD a votat guvernul, deși se hotărâse oficial, ne arată că sunt probleme mari, nu numai în PNL, unde pedeliștii cu peneniștii își dau la joale cu fiecare ocazie, ci și PSD sunt din ce în ce mai multe, ce ce mai multe probleme. Și faptul că acest partid, într-un fel sau altul, părăsește guvernarea va atrage foarte multe probleme pentru Dragnea Ad Company. Uh, pentru că vorbeam de un nou guvern, să știți că sunt și... Oameni valoroși în acest guvern, însă rămâne discutat cât vor putea ei să facă într-un într program de guvernare fără viziune. Adică, da, ne întâlnim peste o lună, o lună și ceva să vă spun ce trebuie să fac într-un anumit domeniu. Mi se pare o aberație. Deci, trebuia să știm de la început unde plecăm și ce facem. Din nefericire, asta este. Părăsim puțin. Situația internă, care e mult mai complicată decât, decât pare la acest moment, pentru unii poate acum s-a rezolvat. Eu cred că de-abia acum încep problemele cu adevărat, inclusiv pentru guvern. Și numărătoarea inversă pentru președinte. Orice eșec al acestui guvern se sparge în capul președintelui. Și vă spun, tare mi-e frică că se va, vă spuneam asta și săptămâna trecută. Tare mi-e frică că începem să avem o altă problemă în sensul că vor crește partidele de tip România Mare sau acum e un partid cred că România Unită se numește sau ceva asemănător și altele care pescuiesc în ape tulburi și speculează naționalismul românesc. E normal pe undeva să fie speculate faptele acestea, gândiți-vă dacă aveam pe doamna Gușet să stie cu th dacă o avea și pe ea la justiție, și toate celelalte. Numai români neauași, da, în fine, asta e altă treabă. Ne întoarcem, cum spuneam, de fapt nu ne întoarcem, mergem puțin în Europa, unde se întâmplă niște lucruri de-a dreptul groaznice, iar semnele sunt, al unei, sunt ale unei crize care se prefigurează. Nu mai avem o criză economică și e bine că nu o mai avem. În schimb, avem o criză politică din ce în ce mai evidentă. Pe de o parte, e criza refugiaților care n-a fost rezolvată și pe cealaltă parte, iată că terorismul devine din ce în ce mai puternic. Nu știu dacă îndrăznea cineva acum câțiva ani, cât au fost ei de Al-Qaeda, de exemplu, că asta era dușmanul numărul unu pentru țările occidentale, nu și-a permis să facă ravagii la Paris. Vreau să vă spun că prima consecință pentru francezi după catastrofalele atentate de vineri seara este că mulți se vor gândi uh, să mai meargă la Paris. Deci, eu pun pariu că pentru sărbătorile de iarnă vor fi cu câteva milioane de turiști mai puțini care vor ajunge la Paris. Și e mare deranj pe, în domeniul economic pentru Franța. Pe de altă parte, francezii și nu numai francezi, și englezii și americanii, poate chiar și noi românii, ar trebui să, să cerem clasei politice să fie mai responsabili Și nu mai responsabil nu de genul meeting lor de acum o săptămână când strigam o săptămână, două din București în care am strigat o chestie și am făcut cu totul altceva. Știți, am cerut specialiști și ne-am trezit cu amatori, dar asta e altă treabă. Spuneam, trebuie să le ceară și politicienii și francezilor. Bă, Rezolvați problema din Siria. Pe de o parte, ne vin refugiați, pe de alta, ne vin teroriști. Rezolvați problema acolo. Păi tu stimulezi, de fapt, în momentul de față. Înțelegeți-vă, ori îl sprijinim pe Al-Assad, ori îl sprijinim pe cealaltă opoziție care e acolo, împotriva statului islamic. Dar, la acest moment lumea e divizată. La nivelul marilor puteri este o divizare care se răsfrânge. Statul islamic supraviețuiește și acum citeam pe diverse site-uri. E un concurs, va din contră, în interiorul statului islamic. Este o revoltă a unor membri care acuză conducătorii de nepotism că nu îi lasă să, se, să devină camicați. Deci vă dați seama. Ăștia oricând vor veni de la Paris, la București, oriunde, se aruncă în aer cu... Că acum vreau să vă spun să nu credeți că indiferent ce sistem de securitate vei avea, în orice țară din lume va putea să fie 100% sigur. A, avem noi în România un, uh, un rat de pericol scăzut, e pentru că nu ne vizează direct. Și adevărat și structurile care se ocupă de asta își fac datoria, cel puțin, știți, pe la alte țări au mai fost evenimente, pe la noi nu însă de aici și până a încerca să zici că lupți cu aceste structuri este imposibil. A, poți să dărâm ISIS-ul acolo, dar când începură rușii să bombardeze, americanii vă ziseră altceva. În momentul acum francezii bombardează ISIS-ul, dar celelalte țări parcă stau deoparte. Deci trebuie unificată chestia asta. Vladimir Putin spune că sunt 40 de țări de finanțează terorismul ISIS. Păi fraților, hai să ne hotărâm. De ce le dăm bani? Nu știu, aș fi curios să văd lista celor 40 că n-am înțeles nominalizarea. Parcă și poate fi și România, pentru că sunt foarte mulți arabi de aici care duc bani în altă, în altă parte. Uh, apropo de situația internațională, România a avut în trimestru 3 cea mai mare creștere economică. Parcă aș vrea să văd trimestrul 4 și trimestrul 4 mai puțin pentru că trendul se va menține și aș vrea să văd și anul viitor, să spunem la sfârșitul anului viitor că avem ace măcar aceeași creștere economică. Atunci ar trebui să fie de bine, pentru că eu la acest moment mă gândesc că se schimbă din nou direcția politicii noastre economice de la consum, de la creștere economică pe consum, la o austeritate gen, gen, deci model german care pe i ajută că sunt dezvoltați, pe noi ne omoară. Și vă spun, problema de deficit, că se tot discută și a fost o dispută pe care a tot promovat-o și fostul premier Victor Ponta. Deci legea ne permite și în țările din Uniunea Europeană sunt foarte multe țări care merg pe un deficit pe chiar depășesc 3%. Dar noi am mers în ultimii ani cu 1 și ceva la sută. E adevărat că în cazul Franței, Germaniei pot să meargă cu ăsta, deși au mai mult. De ce? Pentru că ei sunt dezvoltați, dar noi încercăm să-i prindem din urmă. Cum să-i prindem dacă nu investim mai mult? Deci, pentru noi ar trebui să mergem la limita, nu să sărim de 3% cum sare Franța, de exemplu, care are vreo 5-6%, dar să mergem pe un procent mai mare ca să putem să finanțăm câte ceva. Nu facem asta, adică cel puțin din ce se aude nu vom face acest lucru și consecințele vor fi tot pentru noi. A, și mai aud o aberație pe care o tot înghițim de ceva și ăsta. Noi, neserioasă, sunt câte... vine câte unul la televizor și începe să se dea specializ, domne. păi știi că, de fapt, criza e... Noi, dacă mă, guvernul nu putea să ducă aceste creșteri, că nu știu ce, fostul guvern, vreau să zic, și că acum trebuie noi să renunțăm la ele, că vezi, doamne, nu putem... Dar nu e obligat nimeni să vină un alt guvern. Atenție! Deci putea fi lăsat guvernul respectiv și să facă lucrurile respective. Acum vreau să vă spun că s-a ieșit în stradă pentru ce? Pentru locuri de muncă, pentru salarii mai mari, pentru ca tinerii să nu mai plece din țară. Bănuiesc că se vor lua măsuri în această direcție. Nu vedem din acest program care sunt niște chestii generale că să fie bine, să nu fie rău, cum spune Mircea Badea. Nu. Dar cred că s-ar trebui să fim lucruri mai concludente. Am trecut din nou spre țară pentru că sunt și alte lucruri interesante pe care le vedem în, în ultimile zile. E adevărat că după ce a avut o perioadă care părea să, să nu mai fie să nu mai fie atât de activ, DNA-ul a început iar să lovească și, cum să vă spun, să salte pe unii implicați inclusiv gorjeni. Cazul secretarului de stat de la sănătate l are în prim plan pe un gorjan, om de afaceri, Vodislav, probabil unul dintre cei doi copii al doctoriței Vodislav, care și a avut ceva probleme sau are în continuare cu structurile, cu autoritățile. A avut arez la domiciliu, a avut mai multe probleme. Dar spuneam apropo de chestia. A, a, a chestia de acest lucru. Noi vorbim una din problemele mari ale României, este clar, este justiția. N-am înțeles și credeți-mă, singurul om pe justiție care, cel puțin așa, se aude dacă tot au, totul e cu etichetă Monica Macovei, cum vă spuneam mai devreme. Nu mai avem, nu ne mai putem raporta la nimeni. Niciun fel de jurist, numai Monica Macovei controversată, cu probleme, nu mor de în ceea la Parlamentul Europei cu au printre ei, chiar dacă noi părem să ne gândim așa la, mare, la marea capacitate. În primul rând că e un procuror ceaușist și cu asta am spus totul. Dacă nu acceptăm că lumea se poate schimba în alte cazuri, nu văd de ce am trebuit să acceptăm în cazul Monica Macovei. Aceasta spunea, are astăzi o declarație, o intervenție, Il e de partid acum, apropo, M, nu știu cât, dar nu contează. Spune ea că guvernul Cioloș s-a născut din voința oamenilor care au ieșit în stradă. Strada le-a spu le spus PSD și PNL să plece acasă. Oamenii nu le mai vor. Oamenii au spus PSD și PNL aceeași mizerie. Așa a căzut guvernul Ponta și numai din acest motiv există astăzi guvernul Cioloș. De aceea guvernul Cioloș are cel mai important mandat popular pe care l-a avut vreodată un guvern dar și cea mai mare răspundere în fața oamenilor, nu a partidului și parlamentarilor, că oamenilor le-au spus nu. Guvernul Cioloș trebuie să răspundă cerințelor străzii. Orice compromis cu partidele mari, cu clasa politică despre care oamenii au strigat în piață că nu mai au, nu mai au vor, înseamnă să fii împotriva dorinței oamenilor și să nu ți îndeplinești mandatul popular. Oamenii au cerut schimbarea clasei politice. Guvernul Cioloș nu ar mai fi. Trebuie să facă niciun compromis în alcătuia lui și orice compromis pe care îl va face cu Parlamentul de acum înainte îl va arunca în uitare și dezamăgire. Vedeți că e foarte periculos. Ce spune Monica Macovei? Bă, am aia de am trimis-o eu la, am recomandat eu la Ministerul Justiției, aia trebuie acceptată, cu nesimțire. Nu contează că habar n-are despre ce vorbește. Noi, voi trebuia să o votați. Apropo, de genanții parlamentari. Vă dați seama, până la urmă aia a văzut și ea cât de penibilă e și a dat demisia, sau în orice caz, a convenit cu premierul să nu mai candideze. Bun, dar gândiți-vă parlamentarii ăia, și la taia de parlamentar despre care toți spun că n-au nici voință, au probleme. Ăia toți au votat ca așa le-a ordonat un șef de partid. Vă dați seama ce parlament avem? Ăsta da, corect, ar trebui dizolvat și să avem noi alegeri. Dar alegerile nu o să le facem acum. Știți de ce? Pentru că n-are și dacă s-ar face pe bune, n-are și cum, cum, e programat. Și atunci avem o perioadă, genii săresc în 2000, o perioadă care s-ar putea dovedi eficientă și să știți că Isărescu a făcut treabă în anul ăla 2000 când a condus guvernul luat de la Radu Vasile și încercăm să ne ducem mai departe. Semnele sunt proaste, de ce să vă spun? Sunt proaste, mai ales că se vine după o guvernare bună față de guvernarea cum a fost Radu Vasile, deci trebuie să pui ceva în plus și în același timp, în momentul de față, în programul de guvernare, nu există programe sociale. A, ba, vedeam o doamnă noi am reținut numele. De fapt, cum să vă spun, nu cred că ar trebui să vă ne încărcăm cu foarte multe nume acum, pentru că o să-i uităm repede părerea mea. La doamna respectivă spunea, eu, să fiu, eu am fost numită ca ministru muncii sau desemnată ca ministru muncii pentru că eram femeie și am mai multe nu știu ce. Deci, ce argument e ăsta? E de noaptea minții, dar nu, asta este România. Pe de altă parte, vreau să vă spun încă o dată și subliniez și o să mai spun asta în emisiunile în emisiunile acestea faptul că presiunea mare acum este, este pe președintele președintele țării orice eșec al guvernului nu îl suportă Cioloș. Cioloș va merge din nou la asistentul lui Juncker sau ce era până, deci nu contează sau până la urmă poate cu sprijin românesc va fi la un an, din nou comisar european dar cel care va deconta electoral, pentru că a fost ales cu un susținere mare, va fi președintele Iohannis. De fapt, președintele Iohannis a susținut asta seară la Palatul Cotroceni, cu ocazia de punerii jurământului miniștrilor din guvernul Dacia Anceloș, o declarație. El a acuzat partidele că din cauza lor a ajuns să pună un premier independent, pentru că niciunul nu a avut curajul de a propune un premier politic. Haida de! Haida de! Cităm. Societatea se schimbă. Societatea românească s-a schimbat. Societatea de azi are alte așteptări decât cea de acum 10 ani sau cea de acum 25. Societatea se schimbă și se schimbă așteptările. Se schimbă așteptările față de clasa politică. Dacă diferența dintre așteptări și realități devine prea mare, intrăm în criză. Azi, în Parlament, s-a spus că nu avem o criză guvernamentală, parlamentară sau politică. Dar ce fel de criză avem? Avem cea mai gravă formă de criză. Avem o criză de încredere, o criză a cetățeanului față de politicianul pe care l-a ales să-i reprezinte interesele. Politică fără partide de nu se poate, dar într-o democrație nici fără popor nu se poate. Dacă polit politicienii se îndepărtează de popor, apare o situație similară cu cea în care am ajuns noi azi. Constatăm o înstrăinare tot mai profundă între alegători și clasa politică. Așa s-a făcut ca niciun partid nu a venit să propună un premier, așa am ajuns ca să propun politician independent pe Dacia Ancioloș cu recomandarea de a face un guvern independent. Partidele vor avea ocazia timp de un an de zile să se reconecteze la legători. Acest guvern are toată legitimitatea, a primit-o prin votul de investitori din Parlament. Păi stai puțin, e o problemă. Care legitimitate că e făcută, e dată de Parlamentul acela atât de hulit? Pentru că parlamentarii ăia au fost votați. Cioloși și ceilalți n-au fost votați. Bun, a doua chestie. Avem știți ce declarație că ne schimbăm și că dacă nu ne schimbăm de fapt trebuie să ne schimbăm și că uh, criza este că uh, a trebuit să schimbăm guvernul. Eu rămân la părerea că a fost o criză artificială creată dar în același timp era una clară de legitimitate a guvernului Ponta și mai ales a premierului. Bun. Acum însă cu ce venim? Logic ar fi fost ca în coaliție coaliția de sau să se facă o altă coaliție, să vi veni tot cu un guvern politic. Logic. Un om politic răspunde cu votul uh, în fața votului nostru. Ciolo și ai las, pleacă de un a venit. O problemă. O alta și mai importantă este că uh, avem lideri de partid și în general partide cu probleme mari. E adevărat, și PSD-ul și PNL-ul au mari probleme în acest moment. Dar... Asta este. Și o declarație foarte... Uh, cetățenii au cerut ceva. Atenție, încă o dată spun. Locuri de muncă, nivel de trai mai bun, etc. Etc. Păi, astea trebuie date. Dacă o luăm cu moștenia dezastroasă și că nu mai facem nicio asta, nu cred că va fi o îmbunătățire. Mie mi-e frică că abia acum începe o criză adevărată și mai ales în câteva luni. Când oamenii care vor vedea că nu se va îmbunătăți nimic, vor lua alte măsuri, vor ieși în stradă. În contextul general, abia atunci avem o problemă cu adevărat. Cum spune președintele, bine ar fi să fie bine ca să nu fie rău. Adică, deci, în acest context, poate totuși guvernul investit astă seară va avea puterea să conducă România în direcția bună. Acestea fiind spuse, pentru că am văzut și și câteva mesaje. O să vă citesc doar uh, unul dintre ele, uh, mai ales că l-am văzut când a intrat. Spune cineva că sunteți tele o televiziune. Uh, nu, sunteți televiziunea unui partid, al cui. Păi, dacă știți că sunteți televiziunea unui partid, poate ne spuneți dumneavoastră. Și mai spune cineva. Știu că mesajul meu nu are legătură cu cea dezbateți acum și vă rog să mă scuzați. Acum câteva zile am băgat cablu deoarece nu am avut posibilități până acum. Am 53 de ani. Am asolvit liceul pedagogii secția filologiei istorie în 1981. De vreo 20 de ani încerc să-mi găsesc o fostă bună prietenă și colegă de liceu și mă tem că mor și nu reușesc să dau de ea. Mă gândesc că dumneavoastră mă puteți ajuta. O chema tot de -a Loriana și era din vaidei Vâlcea. Vă mulțumesc din suflet. Deci dacă o găsiți, Vă rugăm să Da, dacă știți numele sau ceva despre asta, dacă să putem ajuta pe telespectatorul respectiv, noi avem numărul respectiv. Acestea fiind spuse, mulțumesc pentru atenție, să ne dorim să avem un guvern bun. Ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere.